Istoria PNL în Brăila e o lungă istoria blaturilor cu PSD. Hai să o zicem pe de-a dreptul. Și, și veteranii și cei care au fost crescuți de veterani au fost maestri în blaturi cu PSD. Pe vremea când erați președinte PNL, știați de blaturile astea? De la Brăila? Știți că n-am fost niciodată prieten cu Brăila. Brăila nu m-a susținut nici în 2017 și de-a lungul activității mele nu pot să spun că am avut o relație foarte bună. De altfel, atunci când nu și-au atins obiectivul electoral la locale, și-au dat demisia. Și pe cine a spus în loc? Am pus pe cine a propus organizația și pe cine a susținut din echipa mea, adică Victor Paul Dobreș cu Robert Sighiato, care erau împuterniciți, au venit cu propunerea. Din cei care și-au echipat, fost singurul care și-a exprimat dorința de așa să mă răspunderea pentru parlamentare. Dar știați ce gen de om e? Cine vă referiți la Boboc? Da. Adică știați pe mâna cui lăsați filiala în continuare? Nu, chiar nu mă așteptam să facă ceea ce a făcut. Acum vă spun sincer. Pentru că Boboc a fost oarecum în opoziție față de echipa Dănăilă, Varga, Cărdigea, care erau... chiar nu mă așteptam. Da, în fine, asta e. Prefer să nu mă mai refer la trecut. Sunt oameni de calitate, oameni cu care comunic. Primari, oameni, nu numai aici, în Brăila, în țară, care unii nu pot să vină, că un primar, dacă își dă demisia din PNL și vine în Forța Dreptei, își pierde mandat. Ca să nu mai spun că își pierde șansa de a obține finanțări și acum eu chiar i-am sfătuit pe toți primarii cu care eu vorbesc, luați proiecte, asta este prioritatea voastră, pentru că voi trebuie să faceți ceva pentru comunitatea voastră. E PNRR-ul, e Angel Salini, o să vină fondurile europene, deci ei trebuie să-și pregătească proiecte să nu intre. Cum vor candida, rămâne de văzut.